Salut la toți, eu mă numesc Nicoleta și ăsta e un nou video pe canalul meu de YouTube. Și astăzi facem reacție la Aici Moldova. Da, în sfârșit, am primit foarte multe mesaje, comentarii, Nicoleta, fă reacție la Aici Moldova. Eu v-am spus că eu numai încep a vorbi și e gata. Ea se activează, începem eu una, am la pe masă pe aici, a face gălăjie, bileașa și cuminte. Ei au început să posteze pe YouTube episoadele Aici Moldova abia cu 2 săptămâni în urmă. Iată câteva comentarii de la video anterior, mersi pentru activitatea voastră. Și cine dorește să privească acest video fără mine, fără comentariile mele, linkul îl las în descriere. Iar cine dorește ca noi să privim împreună, luați-vă ceva bun de mâncare, de băut și începem. Apropo, de asemenea, în descriere sunt și linkurile la toate rețelele mele de socializare. Bună seara, aici Moldova. Sunt Natalia Cheptene, iar în acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Anatol Munteanu din Băiuș nu-și mai găsește loc în casă. Eu noapte, timp de noapte, eu mă simt parcă sunt într-o sacrie, înțelegeți? Eu ies afară, e ca și mă prim de acolo, eu parcă nu știu ce cu mine. Se întâmplă după ce nevasta lui, Tatiana, l-a părăsit. Anatol povestește cu amar că femeia a plecat fără a se uita în urmă, după 13 ani de relație. Și-a plecat și bunul plecată și o să-i dau pași, trăiască e viața ei cum vrea ea. Anatol se plânge că pe nevastă sa nu a oprit-o să plece nici cei 3 copii pe care îi au împreună. Copiii răcăcăneu, eu luat-o prin grădină și copiii răcăcăneu. Mamă, întoarce înapoi, mamă, întoarce înapoi, stai cu noi. Iar cauza plecării Tatianei i-a făcut lui Anatol o rană și mai mare în inimă. Femeia l-ar fi părăsit pentru un alt bărbat. Da, el, eu pe toată iubesc și gata. Ce povestește Anatol despre relația cu Tatiana? Ce îl face pe bărbat să creadă că femeia i-a fost infidelă? Dar și cine este bărbatul care i-ar fi luat locul? Ce spune Tatiana despre plecarea ei din familie? Și de ce femeia afirmă că Anatol ar fi vinovat de separarea lor? Aflați astăzi! Ce vreau să spun eu? Dacă femeia a simțit că nu-l mai iubește, e ceva normal că ea pleacă. O viață avem. Și dacă tu simți că nu mai iubești omul ăsta, tu pleci, nu-l înșeli, nu-i provoci așa durere. Pur și simplu îi explici că eu nu te mai iubesc și pleci. Asta este cel mai corect. Dar modul în care ea a plecat, asta e o traumă psihică pentru copii. Nu așa se face asta. Ea trebuia să vorbească cu copiii, ambii ei trebuiau să explice, să... Nu se face așa. Că mama și tata se despart, că așa se întâmplă în viață, dar eu oricum rămân mama voastră. Eu oricum o să am grijă de voi. Că oamenii se despart, se mai întâmplă, divorțează, dar nu pleci în așa mod ca să traumezi copiii. Și nici într-un caz nu uiți de copiii tăi. Ai întâlnit tu alt bărbat, dar de copiii tăi nu uita. Anatol Munteanu este alături de noi. Bărbatul a venit să ne povestească despre plecarea neașteptată acum cu binei sale, dar și despre planurile în privința celor 3 copii pe care îi are. Anatol, bună seara, bine ai venit. Bună seara. Câți ani ați trăit împreună cu Tatiana? 15 ani am trăit împreună și o plecat. Cum au fost anii aceștia? Au fost fericiți? Au fost și bine, au fost și rău, că fiindcă de asta e încă la noi tot timpul să ură mama ei, soacră mea, să ură între familie. Dar au fost ani fericiți? Da, da, desigur. Vă păcați bine? Da. Și asta e anul. Cum să foarte multe relații se destramă din cauza părinților, că ei se implică prea mult în viața copiilor lor. Era să ură între noi, era spadă, pe timpul era spadă. Dar se băga, să zicem așa, chiar de la început? De când v-ați luat? Da, el, asta e la bun început, că trăiește și socru, și socru îi spune tot timpul să nu se ură între noi, că suntem tineri, asta ea să-mi dă niște sfaturi bune și e tot așa. Eu... Dar ea cum se implică? Îi spune de pildă că ca, eu am auzit când era primul băieț s-a născut la noi, ne chema la dâși să trăiem și s-a născut să dă băietul în familia lor. Cum? Că noi nu suntem înscriși. Și să știm în familia lor. Am un ian că bani numele să-l pună ei ea la băieț. Nu, asta deja e absurd, aberații. Cu ce ocazie să vă dai vouă copilul ei? Și ce dacă ei nu sunt căsătoriți, care este problema? Să nască copii și în afara căsătoriei și? De ce trebuie să vă dai vouă?
Și încă numele. Numele îl pune acel care l-a născut, acei care l-au făcut. Aceia și-i pun numele. Nici într-un caz nu altcineva. Cum adică? Tu ești însărcinată 9 luni de zile, apoi îl naști, îl crești și cineva spune, ia pune numele ăsta. No, nici într-un caz. Și acum, mie îmi pare straniu, voi aveți așa relație cu părinții. O relație nu chiar bună. Pentru ce voi ați acceptat să vă mutați la ei? Pentru ce? Dacă voi aveți o relație rea cu ei, să implic și așa prea mult, voi vă duceți în casa lor, acolo ați vă dicteze. Cum străiți și-ți faceți și tot așa mai departe. A fost o greșeală că v-ați mutat la ei. Băiat. Dar de ce cerea asta? De ce să fie în numele lor? Eu am auzit vorbind, am ieșit din casă, de la soacră de acolo, și era soția și cu soacra era la bucătărie. Și le-am auzit vorbind cu tipa că să mă iei pe mine înainte, să vă explic. Să nu fac și spun eu, dar să fac și spun ei, așa eu o să fac. De fiecare dată când au diferite istorii, unde sunt implicate terțele persoane, chiar dacă ele sunt aceleși soacri, mame, eu înțeleg, ele sunt mai înțelepte, mai mature și au tot dreptul. Vârsta nu este egal cu înțelepciune. Dacă ești în vârstă, nu înseamnă că ești cel mai înțelept, cel mai deștept. Nu e așa. Să se dea cu părerea, cumva, dacă m-a spus și eroul din platou, să vină cu ceva productiv, să vă zică, să vă îndrume, să vă dă niște sfaturi utile, dar atunci când... Așa e de înțeleaptă că a destrămat o familie, s-a implicat așa de mult, un om înțelept n-ar face asta. Un om înțelept nu dă sfat dacă sfatul nu este cerut. Vin cu fel de fel de păreri să nu se numească familia aceea. Cam de ce? Dacă ei trăiesc împreună, da, bineînțeles, căsătoria asta nu a fost înregistrată oficial, dar copiii s-au născut, asta e bine. Dar nu e bine când părinții intervin în cupluri, în relațiile de familie. Trebuie să înțelegem că mamele trebuie să se detașeze de viața fiilor sau de viața fiicilor. Și atunci când ei și-au format o familie, atunci e treaba lor acolo, cum trăiesc și cum locuiesc. Este regretabil că atunci când se implică părinții, probabil din cauza, nu știu, sunt geloși pe copiii lor. La un moment dat, toată dragostea era față de mamă, de exemplu, acum fiica își împărtășește dragostea și cu soțul, concubinul în cazul dat, și din cauza asta, ca să-și păstreze cumva mama alături, fiica, posibil că... Eu aș zice că asta este și un egoism oricare. Dar copiii poartă numele tău? Cum? Copiii poartă numele tău? Până la urmă ai insistat că ei poartă numele tău. Da, da, da. Deci ei toți sunt Munteanu? Da, toți trei sunt Munteanu, toți trei de amus o astianu în început timpului. Chiar dacă voi nu ați fost căsătoriți oficial, dar copiii în acte... Da, da, familia mea, da. Poartă numele tău și tu ești înscris acolo ca și tată. Da, da. Sigur. Hai să auzim acum ce ne-ai mai povestit mai devreme despre viața ta alături de Tatiana. Atenție! Cum? Noi am început cum eu lucram la Tetion, ea tot lucra la Tetion și o ajutam pe rând și ea m-a ajuns de urmă și tot a început vorbă și ne-am apucat de amul lângă o nucărie, cum, lângă dornul din ușă. Și o să-i dau nuși și mă rog să mână cinez. Am rupt niște nuși, am curățat, i-am dat. Astea, eu avem o prietenă, eu avem prietenă cum astea, și eu așa am văzut că nu-i de mine și i-am propus ei întâlnire. Și eu o să-i de acord, de la bun început o să-i de acord. Tot normal, a fost o leacă de gălăgit să vără soacră mea, tot timpul să vără soacră mea. Primul băiat, el e din 2010. Noi 2009 nu ne-a luat, în toamnă ne-a luat și 2010 băietul, pe 10 septembrie, ăsta pe 3 septembrie băietul a născut. Și tot normal, am stărit la cufartiră, aia este ea, mi-a ajutat primăria din satul Coburlui și cum să facă tipa ajutor pe copii și ne-a luat o casă. Când mi-a spus că e însărcinat, era foarte bucuroasă primul băiet, trăim la mine în sat, și s-o lăudat, cum i-a spus și lui sora ei, și lui mama ei, i-a spus că e însărcinată. Primul cu a doua tot așa. Și pe urmă, a treia oară, fata, că băietul și fata sunt la o distanță, așa s-au prânit și soacră mea i-a spus să facă tipa abort.
cum să-l zvârlă. Și mama mea i-a spus, dacă tu faci lucrul ăsta, mama spune, mi-e spui. Și așa și-a rămas, noi și nu știm că e fetiță, e zdorie o fetiță. Și că nu colo fetiță. De ce oamenii din jurul ei încercau să-i decidă soarta? De ce în locul ei să le iasă copil sau nu? Nu contează. Dar cum tu îți permiți să spui că dacă avortez mama să nu mi-ai spui? Asta nu-i treaba ta. Ce faci ea cu corpul ei? Ea nu-ți... Bileașca, ieți... Du-te dișa. Ea nu-ți faci ție avort. Ea... Ei au vrut să-și fac și are dreptul. Una îi spune nu avorta că nu mi-ai spui mamă, alta spune avortează. Așa poate scoate din minți omul ăsta. Una o presează dintr-o parte, alta din altă parte. Ți ești din minți. Tiță. Și am ajuns timpul, tot bine am ajuns timpul. Și ca plecarea asta, ea nimai, nu zic că nu a fost chiar egal, a fost bine tot timpul, a mai fost sfadă, cauza că nu vrea să muncească. Eu muncem, mă ias măcar acasă, să iei, să speli, să iasă, iar la copii să fac mâncare, eu asta, doar să noștri, la amândoi, doar eu, nu mă rog cu dăsa copii, eu copii sau eu de copii, asta este tăstria noștri copii, e făcută amândoi împreună. Dar este straniu, de ce 13 ani nu a fost înregistrată căsătorie oficial? Îmi cer scuze, de ce nu a fost, că eu n-am avut niciun ajutor. E ca asta, din spate la părinții mei, eu în 2006 a murit tatăl meu, s-a trecut din viață. Și apoi mama, deci mama era bolnavă și eu și-am muncit, așa i-am grămădit. Timp de 13 ani nu ați putut să vă oficializați căsătoria? Eu parcă am presimțit asta, Ian. Eu parcă am presimțit că soacră-mi tot să vără în familia noastră și parcă nu vrei eu de amă să fac. Adică să faceți trei copii. Ați putut, dar să vă căsătoriți n-ați putut. Pentru că tu cumva presimțeai deja momentul că voi posibil să vă despărțiți. Păi să faci copilul e un pas cu mult mai serios decât să te căsătorești. Din caz și ceva divorțez, dar de copil și ce să faci? Te dezi și aleși? Chiar și luând în considerare toate acestea, acum nici nu-mi mai pare straniu că cineva nu se căsătorește, că e mult timp împreună și nu se căsătorește. Parcă nu contează asta așa de mult. Principalul să fie armonie în relație și tot să fie bine, dragoste. Dar chestia asta că te căsătorești prea multe nu schimbă. Fac pasul ăsta. Că tot cum ne ducem la dâși în ospiție, ea ca eu sunt vinovat, eu tot timpul vinovat asta e. Și eu parcă am presimțit astea, lucrurile astea. Bun, presimți un an, doi, dar după asta și voi ați dat viață la trei copii. Da, da, eu de pildă, după ce a murit socrul meu, după ce s-a trecut din viață. Socrul meu a sângurit că a venit și a strânit gălăjie la noi. Eu eram, mă rog, după vacă la rând, s-o aduc și am auzit sfadă cu mine, cu o femeie tot asta, și am auzit sfadă. De ei era beată și s-a dus cu șixa, cu cumnata cei mai mari, la mine acasă. Și probleme, că s-o bată pe șixa, pe nevasta, s-o bată. Și apoi eu m-am dus și i-am spus, noi stăm la cuartier, eu am luat casa asta asupra mea, zic, a ieșit amul din ograd și a plecat. Așa și n-am auzit un răspuns, de ce nu v-ați căsătorit oficial? Că pentru asta nu trebuie să faci nuntă sau nu știu ce. Că nu a vrut și gata. Pentru că eu alt motiv nu găsesc. Omul, dacă dorește, să căsătorește. Dacă nu... Nu-ți căsătorești, caut alte motive. Tu dacă ai vrea să-i faci cereri în căsătorie, tu ai face asta. Și v-ați înscrie, nu numai decât să faci nuntă. Tu să te duci la primărie să înregistrezi căsătorie. N-am avut posibilitate asta. Cum nu ați avut posibilitate? N-am avut posibilitate, n-am avut timp când... Eu cred că este un alt motiv. 13 ani să nu ai timp să mergi la oficiile civile să înregistrezi căsătoria, nu este logic. Dar în fine, știu. Pentru că înțelegeți, de fiecare dată se naște copil, urmează să mergeți la agenția de servicii publice, să faceți declarații, că iată, mama zice că dumneavoastră sunteți tata, dumneavoastră spuneți că sunteți tata, ca să copilul ăsta să aibă tata adevărat, să fie înregistrat în certificatul de naștere copilului noastră ca tată muntean, asta trebuie să o faceți de fiecare dată. Altfel, să fi fost o căsătorie ilegală, un certificat de căsătorie, nu era necesar
soția femeii care naște prezintă certificatul de căsătorie și imediat este numele tatălui înregistrat în certificat de naștere. Anatol, spui totuși că așa sau altfel vă împăcați cu Tatiana, da? Ați trăit 13 sau 15 ani, 15 ani. Și cumva ați născut 3 copii. Când ai simțit tu sau ea că lucrurile nu mai merg bine în relația voastră, în familia voastră? Eu am fost plecat la Italia și la lucru, psihotare. M-a chemat o vireșoară la lucru și trebuie să șed de jumătate de an prin un concediu, 15 zile din acasă și iar nu se plecă înapoi. Și eu m-am uitat când era mai tare, o sunam, ba era ocupat, asta e așa, am întrebat-o de multe ori, dar ce e așa, cu cine vorbești asta? Eu zic, dar nu, o zic, nu vorbesc cu nimeni. Ba cu, ori spune cu mamța grăiește, că nu suntem de mare departare și n-are timp și orești vorbești pe telefon. Și a ajuns momentul acolo, să vă spun sincer, că s-au început acolo o lecuță de probleme cu verșoara și zic, eu plec acasă. Zic că tot banii ăștia care... Și ai revenit din Italia acasă. Da, a revenit acasă. Și când ai revenit, cum ai găsit-o pe Tatiana? Am găsit-o așa, posomorâtă, slabă. Vreau să vă spun, copiii erau descalțați, cum n-aveau tapuși în chișoare, n-aveau. Cea mai mare băietă îmbla în caloș, tot i-o dat soacră mea, de răzândii ăștia. Și murdar prin casă, astea, nu, practic nu făcea nimic e. E practic nu făcea nimic. Că... Și n-ai vorbit despre ce se întâmplă? Și am lăsat-o așa în pașchi, nimeni i-a spus soacră mea, că zic, nu înțelegi nici ce se întâmplă cu dâsa. Și eu început tot să duc de acasă, copiii mergeau cu mine, la cosât. Mă sculam dimineața, îi punem, unisuim tăți în căruț și nu de era mare. De câți ani au copii? 14 și au 8, 7. Și toți 3? Îi da. Luai la cosit? Da, îi luam și eu cosăm, îi punem la umbră și apoi eu cosăm, bizocosăl cât de asta. Și le dărem telefonul, îi suta la un film și eu cosăm. Dar ei pleca, cam practic, pleca la orașul ăsta, Iergaran. Că ce să fac acolo? Ori să-mi cumpăr benzin, zic, mă să întrebești benzin, mă să-mi cumpăr. El spune că plec eu. Ori să-mi măsă eu zaceastră. Deci găsea tot felul de motive ca motive să plece anume la Iargăra. Da, să pleci. Și eu îi spun într-o bună zi, zic, eu știi că de, eu am sunat-o dimineața, într-o dimineață, nu știu, nu mai țin minte ce au plecat să cumpere, și am sunat-o, zic, dar unde ești tu? Da, să-ți cunoște că e încăpere. Zic, unde ești? Dar eu sunt centru și că și aștept să se deschidă. Mă tinc la banc și aia asta, trebuie să schimbi niște bani asta. Și zic, aici nu e, e afară, nu e în centru, zic, aici e într-o căpere. La ce te gândeai? Ce face el la Iargăra? Eu m-am uitat că el pleca o dată, de două ori, trei ori. Astea. Și la ce te-ai gândit? Și el pleca, el spune că Șârche pleacă la vărul ei, la ăsta care trăiește, am uia, de copii. Și zic, eu cam nu vin în ea, cred că tu pleci, bei copii. Zic, dacă este ceva dubie, zic, spune-mi. Și eu tot de aici așteptam și mă gândeam, zic, și-o apărut în capul ei. Ca să reamintim, astăzi vă spunem povestea lui Anatol Munteanu din Băiuș. Bărbatul ne-a spus că a rămas singur cu 3 copii după ce nevastă sa, Tatiana, l-a părăsit. Anatol povestește că femeia a fugit de-a dreptul de acasă, luându-o prin grădină și lăsându-i plângând pe copii care o rugau să nu plece. Bărbatul este convins că nevasta l-a lăsat pentru un alt bărbat. Iată ce ne-a povestit Anatol despre presupusa relație ascunsă acum cu binei sale. Eu am plecat la Italia, la lucru, tot normal, astea, i-am trămâs bani, i-am luat bani la veșoară mea și am trămâs înainte acasă să aibă cheltuieli de astea. Când o sunam, era ocupat la desa, tot era ocupat și o am întrebat de multe ori, dar și e ocupat, da, grăiesc cu verul meu, grăiesc cu veșorul meu Ionel. Eu când am venit acasă, știu să vă spun, era dezastru, murdar în casă. Și... Hai, dacă partenerul tău de viață, iată așa, te evită, da, mă, asta deja ar trebui să-ți pui întrebări, fiindcă ei este mai important să vorbească de 100 de ori cu mama ei, cu verișorul, cu nu știu cine, decât cu soțul care e plecat și nu l-a văzut de mult timp. Chiar dacă vorbești cu mama, vezi că te sună soțul tău, îi spui mamei că îi suni mai încolo, că ai posibilitatea cu ea să te vezi, să vorbești mai des decât cu soțul tău care e plecat în altă țară. Și ne-am dus la Iergara, ea s-a sunat cu vărul ăsta ei, Ionel. Să vii până în centru, o zic să
tipa că să ne întâlnim, să bem un pahar de pivă. Zic, eu aș bea un pahar de pivă, zic că n-am băut azi de pe drum, o să zic că aș bea un pahar de pivă. Tot pe lângă dâsul. Eu parcă am văzut, zic, zverișori. Zic, cui să-i dea în cap Astian, în prostologiile Astian? O luat, Astian o luat niște. Cu verișorul? Cu verișorul? Da. Și zacuscă ca așa la sărac de Putin, Astian. S-a schimbat, da, e. Yeah. Cum s-a schimbat? S-a schimbat Astian, nu vorbe frumos, mă numie Astian. Eu cum, și eu sunt nervos la mele. Eu i-am spus, ori omântul, ori asta. Eu nu vrei să fac mâncare la copii, nu vrei să spele haine la copii. Eu sunt gurel, mă luam și îmi spălam haine la copii. Sunt gurel, facem mâncare. Eu nu pot să stau flământ mult timp. Eu, de pildă, dacă ne-am mâncat, eu pot să tai și o pasăre și repede o fac și trebuie să mănânc. E tot culcat și de, și de culcată, dar nu i-a vrut nică, n-a numit-o sau forța să o scol din pat. Nu a fost aici. De dimineață, regular, la rutier, s-a sculat la ora 5. S-a îmbrăcat, s-a chitit, s-a luat și parfum, că eu m-a uitat și parfum, el nu purta parfum cu dâsa, nu purta, mă rog, care pentru păi arti femeiască, nu purta cu dâsa, cheptin n-al purta cu dâsa. E pleca așa, numai să lua geanta de opil sau portofelul și pleca așa. Și-o sunt pe dâsa și spontan zic, tu unde ești? Eu zic, e ca eu, sunt la Vârniu și e ca amul. Era orele 10 de amul, e s-a dus de dimineață, era orele 10. În scurt timp vom auzi ce spune Tatiana despre fuga ei de acasă și dacă s-a întâmplat din cauza relației ascunse cu verișorul ei sau ar fi determinat-o altceva. Dar acum să auzim cine a povestit Anatol despre zilele dinaintea plecării femeii. Am ajuns istoria tot așa că e cu mine nu se mai culcă, e cu copii să mă duc în covorul lui. Eu îi spun, eu la covorul nu mă duc, nici ruptul capului, eu stau în copii. Că-s copiii noștri, eu i-am păsat, ne-am grămărit nătăreț pentru jite aici, zic, eu nu mă mut nici de cum. O să, dacă nu te muți tu, eu ați părăsesc. Și o să, e pleacă. E s-a dus joi la Leova, joi la punct medical, nu ne-a spus și o supăr nică. E doar ne s-a schimbat, că e de acolo. Eu cu vrem și eu noaptea cât ceva și e dădea mâna la o parte. Și o să, eu nu-ți dau nică, o să, că eu mă duc și mă culc la parte. Vrem și eu noaptea cât ceva. Ok, bine. Bine, și o iei unii la... Măi, cânișorul ăsta și burtă marea. Uai, da, mătanu. Ai, uitați-vă și ochii, chiar mătanu ăsta. Sunt sigură că burta este umflată la cânișorul ăsta din cauza la helminți. Da, mătanu, măi, oameni buni, sterilizați-vă animalele. Asta costă 300 de lei, moldovnești. Și gata. Ei numai fată, nu aveți 1 milion de animale, nu-i duceți să-i ușideți pe neva prin păduri, nu-i lăsați, nu-i necați. Pur și simplu ai sterilizat animalul și gata. Asta este bătaie de joc de animale. Și eu cred că ar trebui deja legea să fie mai aspră în privința maltratării animalelor. Fiindcă uitați-vă și cu animalele astea și se întâmplă cu dânsele. Eu cred că ar trebui să fie deja obligatoriu sterilizarea așa animalelor. Fiindcă ce poate să facă autoritățile dacă oamenii, ei nu sterilizează animalele și se duc și le aruncă încă la gunoiște. Înainte unde eu trăiam, acolo gunoiște era deschisă, adică nu era cu chip nimic, era gunoiște deschis și nevroie putea să arunce acolo. Voi nu aveți idee câte animale aruncate acolo, câte pisici, o grămadă de pisici, o grămadă de cânișușori, mititei, câte șapte, câte... Asta e pur și simplu. Și ce poate să facă autoritățile dacă așa sunt oamenii, așa e mentalitatea? Eu nu știu câți voluntari stau și schinui și iau animalele astea din stradă și le sterilizează, au câte un curator. Dacă oricum vin oamenii și așa alte animale le lasă. Eu nu știu, dar asta minim mă scoate din sărite subiectul ăsta. Eu lac la sfadă, mă numi Antetfelu, cum e la gură, diferite vorbi de astea, eu nu știu, un bărbat nu poate să-i spui un bărbat de astea. Anatol, dar vreau să-mi spui, până atunci, până în perioada aceea, ai mai auzit acest verișor Ion? Voi sunteți 13 ani. Da, eu am auzit de dâsul. Tu te cunoșteai cu el? Venea? Nu, nu mă cunoșteam la bun început cu dâsul.
Eu am auzit de des, vă spun sincer, la 10 ani când noi te-am trăiem. Am auzit de, cum, n-al cunoșteam, auzăm de des, dar nu știm și el. Și a venit odată de anul Tatiana nou. Întotdeauna a avut o relație atât de strânsă cu el? Nu, una, două, să plece la el? Veșorul e, dar cu ce idee în cap? Că veșorul e drept. Și cu ce idee în cap? Asta, el avea soții, el avea copii, el soția l-a părăsit pe desul cu doi copii în blocul drumuri. Atunci când Tatiana a plecat, ți-a zis unde se îndreaptă? Nu. Eu am luat cărticica de la punctul medical, că eu am fost vinerea și la Leova, la spital, și doctorea sa, care lucrează la punctul medical, chiar la noi, în capul grădinii. Și eu, mă gândesc, duc la doctorea sa și să-i duc cărticica. Întâi m-a numit acolo, m-a pălit, că i-am cerut chepnile, că se cheptă în fata. Mi-a cumpărat chepne și ei de la Italia și la fată, două perechi. Și eu luat și o stai să mă cheptăn și o să cum știu să dau. Dar înainte de asta m-a pălit pe mine. De ce să te lovească? Da, iată, eu am o întrebare la Anatol. Pe tine te aranja așa relație? Că ești numit, că ești lovit, că soția ta pleacă. Pe tine asta te aranja? Că nu el a lăsat-o, dar tot ea a plecat de la dânsul. M-a lovit trebuie asta două palme peste față. De ce? E. Că deși și ieri cheptinil e, tipa că se cheptă în fata. Așa chiar? Da, așa, așa. Și tu i-ai răspuns? Zic, cum așa de zic, fata asta? Anatol, ea ți-a dat două palme și tu ai stat așa cum înțeleg? Da, nu i-a făcut nimic, e fiindcă deși ea spune că o zic, cum dau într-însa, e sună la poliție. Dar mai înainte de asta, ea spune că pare bomă, e mai vorbit pe mine la pușcărie. Foarte... O istorie foarte dortocheată, să vă spun sincer, parcă ceva n-a ajunge, parcă eroul nostru, orică i-a scăpat lui din vedere o oarecare situație, orică mi-a lui o interpretează într-un fel, oarecare care să-i fie clar, sie, și anume așa derulează lucrurile. Tu nu crezi că Tatiana pur și simplu nu te mai iubea sau i-ai fi făcut tu ceva, că a vrut pur și simplu să plece de la tine? Eu că nu are nicio relație cu Ion, de fapt, doar că cumva a fugit de acasă, pentru că așa cum povestești tu, că ea a fugit prin grădină, copiii plângeau din urma ei, oamenii de la sine nu pleacă așa. Eu n-am crezut niciodată asta. E când o plecat de acasă, o plecat în noapte. Nu ai crezut ce? Că ea să mă lepide sau... Nu te așteptai. Nu mă așteptam deloc niciodată în viață, fiindcă deși... Deci tu crezi că ea... Tu și acum crezi că ea a fost fericită alături de tine și tu n-ai provocat nimic. Da, eu cred asta. Ea, fiindcă ce... Care să motiveze să pleci. Sfadă, o mai fost neajunsuri, o mai fost este. Dar nu am crezut niciodată că ea să mă lepide sau să mă schimbi cu cineva. Sau aslebi copii. Dar tu ești convins că ea are o relație amoroasă cu verișorul ei? Da, eu sigur că sora lui chiar o spus de asta. Dar copiii înțelegeau că tu ai venit, uite, să-i lepezi, așa cum zici Da. Trist tare. Iată... Șarle, julite, carne, jipie, cu ce sânge era asta. De și ce? I-am dat, o mers oile, picioarele ei, așa m-am gândit. Voi trăiți într-un calvar extraordinar. Tu, practic, ți-ai bătut joc de proprii copii. Erau amândoi cu chelea goală și, mă rog, îi sujeți sânul ei. Acum, haideți să aflăm versiunea Tatiei. Nebuneală. Da. No comment. Tatianei despre ce le-a întâmplat. Anatol Munteanu din Băiuș nu-și mai găsește loc în casă. Eu noapte, timp de noapte, eu mă simt parcă sunt într-o sacriu. Se întâmplă după ce nevasta lui, Tatiana, l-a părăsit. El pleacă, el spune că șurge pleacă la vărul ei, la ăsta care trăiește amuia, de copii. O istorie foarte dortocheată, să vă spun sincer. Verșorul ei, dar cui să-i dea în cap? Că verșorul e drept. Anatol povestește cu amar că femeia a plecat fără a se uita în urmă după 13 ani de relație. Este straniu, de ce 13 ani nu a fost înregistrată căsătorie oficială? Dar tu ești convins că ea are o relație amoroasă cu verișorul ei? Da, eu sigur că sora lui chiar a spus de asta. Ce spune Tatiana despre plecarea ei din familie și de ce femeia afirmă că Anatol ar fi vinovat de separarea lor? Aflați astăzi!
Și-a abandonat Tatiana familia de dragul amantului sau e altceva la mijloc? În curând veți auzi despre ce a tăcut până acum femeia. Dar mai întâi să aflăm ce a urmat după plecarea ei. Eu m-am dus la dâsul la stână, zic, mă zgrăiesc, zic, să-i spui să o tâmat acasă. Eu s-o luat 25 mari, când îmi primul la poliție, mă da la poliție, eu tipa am bătut-o, eu de bătut n-am bătut-o. Zic, eu de-am, știi cum, eu de-am turbu, vă spun serios, aiurez de-am noaptea, eu nu mă sunt ghine, eu fost de 4 ore ambulanța aici, au fost, și ne-au pus injecții. Între timpul ăsta cât e plecată. Dar e ca așa, mă apuc, astea, nu, cum, mă enervez și apoi mă doare capul după cap și... Astea, da, desigur, eu o iubesc, eu și i-am spus astea, desigur. Și odată noaptea, m-am apucat așa tremuriș, că parcă ca mingea mă zvârlie pe pat. Și Ghirica nu merge la soacră, mi-așa am sunat și au venit niște băieți de mahală, chiar nepotul la primăriț, au venit și cu frate la primăriț și astea, au venit repede și m-au întors pe o coastă și au chemat ambulanța. Eu m-am dus la Țulaui. Și când m-a întrebat din lume, că nu știu precis unde el paște oile, și când mi-a spus, da, pe el e cu femeia acolo. Așa de, așa am ajuns eu, înțelegi, să n-avem interpreța în acolo. Nu m-am dus la dusă, chiar își de cu cărdu coi, dar el își de în altă parte, el cu alți șobieni, să știu. M-am dus și i-am spus, și el s-a făcut negru pe față și au tăcut. Dar eu venit și la mine la bataie, înțelegi? El la telefonul și am luat-o în braț, am pus-o în căruț, să zic, hai acasă, că uite, sunt trei copii mari, zic, și cu tine, fata era la școală anul ăsta, zic, și cu tine. Scuți că cea mai mare, erau acolo oameni și i-am spus, uite, uitați-vă oameni buni, care copii mari, copii mari. Ca să înțelegem, Anatol, tu ai dus-o forțat? Nu știu cum ai zis, că am luat-o în braț, am pus-o în căruță, da, și am dus-o acasă. Păi, dar ea voia sau nu? Cum, am luat-o în braț și am pus-o în căruță? Dar mai devreme ai zis că a sărit la tine la bătaie. Că da, acela tăcut, iar ea a sărit la bătaie. O scos telefonul că eu crezut că eu m-am dus salbat pe vărsul aici la coele. Dar eu n-avem nici de un plan, că salbat sau aici. M-am dus gresc cu dâsul să-i lepăt copiii lui, că eu știu precis că el n-are unde să doarmă atâția persoane acolo la dâsul acasă, care numai un caritor și o comnată. Și ei numie copiii în tot felul. Și eu am luat un braț, am pus-o în căruță. Stai puțin, acasă. Erau și copiii, de fapt? Da, erau și copiii cu... Pentru ce tu ai organizat circul ăsta? De ce trebuie copiii să vadă tot asta? Pentru ce? Cred că ducea copiii acolo și îi spunea că iaca, aici ne-am și tata vostru și iaca, mamta s-a dus la dânsul, la mine v-a lăsat pe voi și iaca s-a dus la ăsta. Și mă duc să vă lăs și pe voi, acolo. Ce aveai în cap când ai făcut asta? După fața Nataliei se vede că ea... E dezamăgită, cel puțin. Pentru și asta e traumă psihică la copii. Asta e relația voastră, clarificați-vă sigur, dați-i pace copiilor, ei și așa suferă, că mama a fugit de acasă, pur și simplu. A fugit și i-a lăsat. I-a trădat. Cășâncștu... Am vrut să-i las lui copiii, că eu știu că el nu are unde să țină atâția oameni. Și cineva mi-a scris odată comentariu că, mă scuz, dar ce cunoști tu despre copii dacă tu copii nu o ai? Iată, ei au copii. Și cum ei se comportă cu copiilor? Le fac o traumă psihică? Cu mine erau. Eu m-am dus cu sensul ăsta că am îngrăit cu dâsul că se lepăd copiii. De obicei, oamenii se informează despre cum să-i educă un copil, înainte ca să-l facă. Nu, tu faci copilul și apoi afli de ce are nevoie un copil, cum să-i educi un copil. Nu așa se face asta. Tu mai întâi te informezi. Tu trebuie să știi ce te așteaptă pe tine. Dacă tu vei fi capabil să-i educi un copil sau nu. Dar nu mai întâi faci un copil și primul te interesezi. Ce înseamnă asta? E la dâșul zic că ar să vin acasă. Dar copiii înțelegeau că tu ai venit, uite, să-i lepezi, așa cum zici. Da, și... Păi, dar cum, Anatol, cum așa? Și-s copiii tăi, cum să-i lepezi? Soacră mea așa, a spus că am vorbit cu soacră mea dimineața așa și o zis, du-te și-i leapă de copiii. Este cert că metoda care a fost aleasă de eroul nostru, nu că este rea, dar este foarte rea, pentru că copiii deja sunt mari. Nu știu dacă au înțeles ei, nu știu dacă ați discutat dumneavoastră copiii despre, eu știu, intenția dumneavoastră. Nu am mai discutat nimic și nu am explicat nimic ce se întâmplă. El putea să spună așa, copiii sunt mari. Iată, la noi acum sunt unele neînțelegeri în relația noastră, iată, cu mama voastră. Dar eu pe voi oricum vă iubesc.
cumva să-i ocrotească mai mult. Să-i susțină, fiindcă ei tot suferă, nu numai tu suferi că ți-a plecat femeia, dar ei suferă că a plecat mama. Eu sunt sigură că nimeni nimic nu a explicat acestor copii. Ce se întâmplă? Sau puteți să mergeți copiii să discutați cu mama, că să vină acasă, nu să-i lăsați copilașii, că neavând ea alte soluții, să vină acasă. Adică neavând unde sta copii, asta să înțeleg că a fost ideea dumneavoastră. Ei ce au înțeles din povestea asta? Tu, practic, ți-ai bătut joc de proprii copii. Dar nu e lepădat, eu am uitat acasă înapoi cu mine. Am uitat acasă împreună cu copiii și cu desa și s-au jurat drumul că nu se mai duce și de acasă în copii. Și pe mulți și-au plecat și eu, cum i-am dat voi să pleci? A plecat din nou? Da, eu o zis că pleacă, nu se mai trăiesc cu mine. Cum? Atunci proaspătă un ceas jumătate, o stat acasă, doar nu a fost încuiată sau altceva. O plecat, era cușoarele, cum e, cușoarele julite, carne jipie, curge sânge era asta. De și ce? I-am dat, au mers oile, picioarele ei, așa m-am gândit eu așa eu, acum am venit acasă, am adus-o acasă. Și i-am dat tapuștul mie care e astea, i-am dat, zic, na, încalță, dacă nu vrei să stai, nu vrei să... Doamna care stă acolo, așa a făcut o fată. Acolo tot sunt în șoc de ce aud, serios. Care oaie? Oaia a mers peste picioarele ei. Și? Ce spunea? Și așa îi părea bine și a ieșit și a plecat. Și a cadat în timpul și-a l-au plăs cu chima, vin înapoi și e în tăt fielul, nu mi-e copii și a plecat. Asta zic, fane, zic, stai eu le cuțică. E dăm pași, dăm pași. Nu, zic, nu-ți fac nică, zic, nu-ți fac nică. Zic. M-am așezat la undeva la 3 metri de la desa, jos. Ești de-aia în picioare. O sunat pe desu, vin cu căruța după desu, după desa. Zic, știți ce rău ți-am făcut eu ție? E așa ne-au răspuns înapoi. O zic că eu de mult așteptam timpul ăsta, că o să plec de lângă tine. O zic, eu nu te mai iubesc pe tine, dar iubesc altă bărba. Zic, dar pe cine? Zic, nu, sincer, zic, spune pe cine. Și zic, pe vărul tău, o zic, da. Și a plecat și până plecat și aia că ne-am întâlnit odată la poliție. Dar despre copiii voștri, voi ați discutat cum să-i creșteți? Iată, ea da. Iubește alt bărbat, nu te mai iubește pe tine, vrea să plece. Da, eu dar aveți trei copii. Da, trei copii. Voi ați discutat cu ea? Cu desana, da, la primărie am discutat. Eu o spus tipa că să iei statul, tipa copiii la stat, să-i crească statul copiii. Și așa eu a zis ea? Da, așa și, da, așa o spus ea în primărie, doamna primăriță, era un... Eu înțeleg, astea și jucării. Așa e de ușor de făcut, dar pe urmă de crescut e foarte greu. Oamenii nu-și asumă absolut nicio responsabilitate. Deși cei oamenii la 30 de ani nu înțeleg responsabilitatea pe care o au ei. Deși nu înțeleg că să faci un copil, asta e o imensă responsabilitate. Deși trebuie să-i explici elementarul, că să iei statul. Adică hai tu și-i faci 100 de copii și pe tot să iei statul. Azi vreau copii, mâine nu vreau, mâine las să iei statul. Și e de simplu tot. Asta e oribil, prin ce traumă trec acești copii acum. Nici nu vreau să-mi imaginez ce sunt ei. Și nimeni nu a stat de vorbă cu ei ca să le explici ce se întâmplă. Lume. I-am îmbrăcat, i-am pregătit pentru școală, i-am dus la 1 septembrie împreună. Te mai ajută cineva? Nu. Singur. Soacră ta? Nimic. Dar soacră ta cum s-a implicat de data asta? Când ea știe că... Da, ea știe, descunoaște. Tatiana a plecat, copiii au rămas. Da. Și ea cu ce sfaturi acum vine? Și sfat. Mi-a spus că copiii sunt la mijloc și ca asta e tot. Și mi-a spus mamă să nu mi-i spun ei. Și merg lângă poartă, îi dau bună ziua. Dacă mă întâlnesc, dacă nu mă întâlnesc, nu-i dau și asta mai departe. Asta e mai departe. Vă reamintesc că astăzi aflăm povestea lui Anatol Munteanu, de 34 de ani, din Băiuș, Leova. Bărbatul se plânge că viața lui a devenit un chin după ce nevastă sa, Tatiana, l-a părăsit. Anatol povestește că și mai greu îi este de la gândul că Tatiana a plecat la un amant, care, afirmă el, ar fi chiar verișor cu femeia. Anatol spune că de când Tatiana a plecat din familie, trebuie să le poarte singur de grijă celor trei copii ai lor. Bărbatul ne-a povestit cum a încercat să-și convingă nevasta să se întoarcă la el.
doar că aceasta a plecat din nou. Acum, haideți să aflăm versiunea Tatianei despre cele întâmplate. Am pornit în căutarea femeii ca să o întrebăm ce a determinat-o să-l părăsească pe Anatol după 13 ani trăiți împreună, dar și pe cei trei copii ai lor. Așa cum ne-a ghidat Anatol, ne-am îndreptat la Iargăra, acasă la verișorul femeii Ion. După ce am bătut insistent la poartă, bărbatul a deschis. Am discutat cu el. Iată ce ne-a spus Ion despre presupusa relație cu Tatiana. Atenție! Ion s-a arătat confuz atunci când a mers la el în vizită. Bărbatul ne-a confirmat că este verișorul Tatianei și a recunoscut că o găzduiește în prezent, întrucât sunt rude și nu o poate lăsa pe femeie la greu. În plus, ne-a spus Ion, el se simte nevoit să o protejeze pe Tatiana de Anatol, care ar fi agresiv. Erau cu ei, nu trebuie să ieși acasă, formează cu ei. Am pus cel mai mare băiat, mă prea scărută, cu portul la apă, fără de multe. El a murit, dacă nu știu, la fel, nu prea scărută. El a amenințat-o cu ceva sau cum s-a întâmplat? Păi și tu, dacă erai alături, tu cum ai reacționat în calitate de verișor? El a murit. Și de-a venit la poliție, nu se poate mai lipi. Asta nu se poate. De-a nu se poate. Da, el dacă vine la mine, apă, e alt problem. Dar aici ar fost trec aici, aici unde am am voi, că aici e la mine. Dar eu mă înțeles că el a te acuză pe tine, da, da, că da, avea o relație sexuală. El a iureț. Da, Tatiana. Nu știu, el a iureț, foarte de obținut, că el e mult o vorbit. Dar tu cum crezi, ce îl face atât pe Anatol să zică că tu, verișorul Tatianei, te-ai culcat cu el? Nu știu și așa are el în cap și... E adevărat ce a spus el despre felul în care tu ai încercat să o întorci atunci, în ziua aceea, că ai aruncat-o așa ca pe o... Nu, eu am luat-o în braț, am pus-o în căruță și eu am suit în căruță. Copiii erau dinainte, eu tot astien, ieși de urmă la căruță. Să-i dau telefonul, zic, telefonul nu ți-l dau, hai de acasă, asta a fost. Acasă la Ion am găsit-o și pe Tatiana. A venit momentul să aflăm ce spune ea despre plecarea sa de acasă. Am invitat-o pe femeie în platoul nostru, dar a refuzat să vină. Cu toate acestea, ea a acceptat să ne povestească ce a determinat-o să-l lase pe Anatol după 13 ani de relație, dar și pe cei trei copii pe care îi au împreună. Atenție! Au fost momente frumoase în familia voastră? A fost pe două ani de zile și pe urmă. Sau ani de zile și am luat. A fost bine până am născut primul băiat. Și ce ați făcut voi? Am mai făcut încă doi copii. Logic. Și apoi ce s-a născut primul băiat? Și atunci zici că după ce ai născut primul băiat s-a schimbat ceva? S-a început scandalul. Nu-mi place numele cum am pus la copil. Dar ce ne plăcea numele? Nu vrei să-i pun numele lui. Și m-am mutat așa la băieșul în proiect și a stat și el așa. Și apoi m-am mutat în sat Pavlens. Și s-a început mai tare. Cu servirea. M-a stat copiii în tine acasă și o să ce și-mi fac băută. Ultima oară ce te-a făcut să-l părăsești? Că m-a bătut. Eu după ce scoate ochii că stau pe schinarea lui, el mă fugărește la lucru, că e... Păstări sa lui, tătă, eu n-am mică. Deci ești oameni apădat, pentru că sunt scoate în mică. Mai merge mâncare ce? Că să nu fie așa situații, trebuie... permanent să te dezvolți, da, tu ai familie, dar tu trebuie să ai ocupația ta. Să nu depinzi 100% de cineva. Chiar poate așa să se întâmple. Și ea ca omul îi scoate ochii, ea muia. După săptămâna nu am încă nimic. Eu am sechid. M-a dat, mi-a dat o două paie și-a apucat de păr și-a mi-a dat copilul. Eu am zis, mă, nu pot să nu pot să mă trăiesc. Asta e viața mea. Și copiii ce vinau? Și vinau copiii. Deși copiii ei l-ați lăsat. Bine, el iată așa s-a comportat urât. Da, pleci de la dânsul, dar copiii... A văzut că ai zâmbit așa, cu amar, da, ascultându-o pe Tatiana. Da, că eu sunt un omul cu băhotul. Și... Dar faptul că ai bătut-o, ea zice că o băteai. Nu o băteam, nu o băteam. Niciodată. Și am ușit, ei, îi dădem câte o palmă. Câte un picior, da? Nu băteam.
Nu ai fost violent cu soția ta? Am fost asta. Ian, da, atunci, asta, ian, în urmă avem 7 ani, deloc nu ne-am bătut, deloc asta. Denumit... Uite, colegii mei au întrebat-o pe Tatiana și despre relația ei cu verișorul său, Ion. Hai să auzim împreună ce ne răspuns la asta. Cine ți se aproape acum? Ubră? De ce n-ai plecat la mama ta, dar ai plecat la verișorul tău? Eu de acolo las, mă duc la mama mea, iar o să-i piste mie acolo. Dar cum crezi atât? De ce Anatol spune că tu ai avea o relație cu verișorul tău? El spune că chiar te-a văzut cum dormeai într-un pat cu verișorul tău. Are dovadă. Are dovadă. Dacă se duce vecinul lui, că eu tot asta la lume am auzit, s-a dus la dâșă, mă rog, să-l iei la lucru el. Și erau amândoi cu chelea goală și, mă rog, îi sujeți sânul ei pe geam, că geamul chiar cum între pe poartă. Dar fețele la experți de acolo, pur și simplu. Eu nu știu ce spun la asta. Nu știu, puneți-vă jaluziele, draperii, pierdiele, ceva măcar, nu mă vadă. Și faceți voi acolo. Oi, Doamne. Vecinul, l-a spus la ură, mă să ia lumii. Vecinul, cum îți verișor dacă e ca și sunt am văzut eu cu ochii mei. Noi am întrebat-o pe Tatiana, apropo, și despre ziua în care tu ai venit atunci să o întorci acasă. Ia să spun că o să trăiesc cu tine. Eu la bucătură a fost mama și bat jobii mei. Mi-a străcat telefon. Păi de cum te-a urcat? Bărbat m-a luat, m-a strâns și n-am putut să ne scăbim mâine. El e bărbat, eu sunt femeie cu eu și eu am puterea lui. Așa, erai aici, la Iergărat? Da. Dar felul tău, de ce nu te-a scăpat din mâinile concubinului tău? Să nu cred că să mi s-a luat la taie. Așa, și unde te-a dus? Nu am violat, cum așa spun. Nu trebuie copiii să prăpălească iaba. Un cuiet în casă. N-ai putut să suni la 112? Telefonul era la dâns, cum trebuia să fă? Trebuie să vă cu treaba în telefon. Ți-a dat telefonul? Și ce-a urmat? A urmat că m-am prins cu mamica și mamica l-o cără. Dar la poliție? Mica, dar eu am spus că domnul Hasan mi-a întrebat că e. Văd că nu se ocupă, nu știu ce. Adică i-am zis, scrie plângere. Nu i-am zis polițistului sau i-am zis nu știu cui. Scrie plângere. Că altfel el poate spune că, dar tu nu ne-ai spus nimic. Eu prima dată aud. N-ai fost la spital să se analize, să te verifici? Nu am fost. Și spitalul cu trupări. Ca să înțeleg, tu ai impus-o cu forță să facă sex cu tine? Pe drum, e tot spune să-i dau telefonul și ia telefonul că n-am ajuns acasă. Eu când am ieșit afară, am dezhamat calul. Eu când am intrat în casă, era dezbrăcată. Până la jumătate, e. Și o să când dai telefonul, să mă uit la... Eu o să că-ți dau, o să numai să-mi dai telefonul. Și asta a fost totul. N-am impus-o, n-am... Adică ți-a propus să faci sex cu ea, da, în schimbul telefonului? Da, să-i dau telefonul. Păi, dar de ce acum zice că... Asta a fost. De fapt, tu ai impus-o. Asta a fost. Eu vă spun sincer, asta a fost. Și am făcut dragoste împreună, să vă spun sincer, și eu a spus că cum, după asta a spus că nu pleacă de acasă. Eu chiar sunt trist tare. Iată, ascultând și vizionând toate momentele astea, voi trăiți într-un calvar mare. Cel mai mult suferă copiii ăștia și vreau să te întreb, Anatol, dacă ți-a zis fosta ta concubină, mama copiilor, oricum, dar concubină deja ai fostă, că nu te mai iubește, că nu mai vrea să stea cu tine. De ce încerci tu totuși cu forța neapărat? Uite că ea nu te vrea deloc, ea nu mai vrea să te audă de tine. De ce vrei să încerci, adică să întorci cu forța? Crezi că o să mai ai viață cu ea? Voi trăiți într-un calvar extraordinar.
Îmi cer scuze, asta i-a spus după ce au plecat a două ori de acasă. Dacă când au plecat de când am ațu acasă. Dar eu trebuie să-ți spună în față. Tu nu vezi, ea fuge de tine, ea te înșală. Chiar e numai decât în față să zică de amuc. Gata, nu mai vreau să fiu cu tine, că așa nu se înțelege. Trebuie să ai o demnitate, să te respecti. Ți-ți place așa atitudine față de tine? Bine, ea a plecat, dar ea nu trebuia să lese copiii, nu trebuia să uite de copii. Spune că lasă autoritățile mai departe să ocupe dânsile statusul ei. Dar gata, el dacă vede că așa e situația, trăiește-ți viața ta mai departe, dar nu o să fie greu. Dar copiii nu sunt mici. Ori ei cu tine în Italia și lucrează acolo mai departe și... Ori găsește-le o bonă, tu lucrezi, lasă bona să aibă grijă de dânșă, adică, nu știu, să le mai pregătească mâncare, să-i treacă la școală. Gata, nu mai vrea, nu mai impui. N-a să impui omul să te iubească pe tine, n-a să impui omul să iubească copii. Pasă, e că atunci ei ne-au spus că ei nu vrea să mai trăiască cu mine, el iubește pe altcineva, e că atunci ne-au spus. Eu mai mult n-am mai fost după desa, n-am mai fost nicăieri după desa. Și te-ai împăcat cu gândul că deja... Da, da, e că ne-a spus în față că... S-a împăcat, de asta au venit la aici, Moldova. Nu mă mai iubește și i-am dat întrebarea pentru ce rău ți-am făcut eu ție. Eu au zis că așa ne-a spus. E de mult așteaptă momentul ăsta. Știu că e timbolic când mi-ai spune lumea cum eu îi sujez sânul, vărul ei îi sujez sânul și ea îmbră de abrățăta amândoi prin orașul Iergara. Eu de-am gata, știți? Părinții la noi, iată să-l iei, să-l întrebi eroul nostru, dacă el are habar cum să cresc copiii, dumnealui nu o să răspunde. Același lucru și mama lor. Ce traume îi faceți dumneavoastră copiilor? Îi luați, îi duceți la stână, acasă, ei văd mama se dezbracă, se îmbracă, iată. Tot lucrul acesta pe mine mă face să cred că dumneavoastră chiar nu vă gândiți deloc la ei. Și la soție dumneavoastră exact aceleași pretenții le-am. Colegii mei au întrebat-o pe Tatiana cum are de gând să procedeze cu cei trei copii pe care îi are împreună cu Anatol. Iată ce ne-a povestit ea despre planurile sale. Copilul vreau să stai cu tatăl. Păi da, și trebuie să fac. Copilul pe tatăl. Păi da, tu ești cea care crește mai departe. Sigur, da. Ce vreau să fac? Când asta am știut copiii pentru că nu vreau să iau cu nimic. Asta a fost alegerea mea. Copiii. Asta și dura zis să mă vadă, așa și dura să nu se vadă. Eu mă gândesc că tata lor se comportă foarte frumos cu până așa în spală, îi gătește. N-am ce spune că să nu mă gândesc că n-am cum n-am și mâncat. Copiii eu faci, n-am ce spune. E până și de... Foarte multă indiferență am văzut din partea ei. Dar ce să fac eu dacă ei vor cu tata? Dar tu... Tu nu-i vrei pe dânșini. Bine, ei trăiesc acolo, rămân la casa aceea cu tata, dar tu să vii la dânșii. Tu nu ai nevoie de dânșii dacă tu ești așa de indiferentă. Dacă ei au ales să rămână cu tata, asta nu înseamnă că ei de mamă nu au nevoie. Tu trebuie să te duci la dânșii, să-i vizitezi, să-i îngrijești, să-i aduci mai departe, să-i hrănești. De râs. N-a știut că el este capabil de așa ceva. Dar ea este capabil să-i lese copiii pe un tată care două minute în urmă a spus că a violat-o, că este violent în familie și în același timp se contrazice și spune că păi, dar el este un tată bun, îngrijește și așa mai departe. Cum să înțelegi? Și iarăși victime în toată drama aceasta sunt copiii minori. Nu știu, mi se pare suspicioasă situația cum ei nu își prezintă fața și cumva se rușinează de poziția care o are la moment. S-a fost cumva îndreptățită în situația respectivă. Putem să înțelegem, are tot dreptul. Da, eu înțeleg poziția, dar cred că în cazul în care... El își spune opinia lui acum, că ea a fost sigură în ea, s-a avut dreptate 100%, nu avea să-i fie fric să-și arete fața. Asta este opinia lui. Dacă să înțelegem noi sau să nu înțelegem, asta dăm fiecare individual decide. Când ar avea o dreptate, când ar vrea să îndreptățească, să solicite ajutor, ar veni în studio, în platou și ar prezenta poziția. O mamă, atât de ușor, trei copii care i-a născut, care i-a îngrijit, să spune, nu am treabă cu ei și lasă să stea cu tata. Este foarte neobișnuit, dar foarte rău.
Eu bănuiesc totuși că problemele care are această femeie, această mamă, sunt de la consum. Așa cred eu, mi s-a format o impresie. Consum de alcool? Da. Probabil că iată schimbarea asta a venit de la consum și ea, într-adevăr, ar avea nevoie, din punctul meu de vedere, cel puțin discuții cu un psiholog. Cumva ne-ai zis mai devreme că te-ai resemnat cu faptul că Tatiana nu mai vrea să trăiască cu tine. Dar voi aveți 3 copii și vreau să știu ce ai de gând să faci mai departe. Vei solicita o pensie alimentară de la ea? Ai scris, nu știu, o cerere, te-ai adresat la primărie? Am fost la primărie, m-am adresat, că le-am spus de domnul ei. Primăria a fost o adunare, numai noi din raion, din sat, o chemat-o și pe dumnea ei, eu a ieșit din primărie, o plâns, o îmbrățișat, dintre care copii, eu îmbrățișat. La urmă, ultimul cuvânt a ei, că eu ieși n-am fost. Poate te-ai adresat în instanță, pentru că acolo se solicită pensia alimentară. Nu știu, doamna primăriță ne-a spus dacă a să suni la raion, că să mai facem o ședință, o zis, tipa, să ne iei copii, dar eu nu-s de acord să ne iei copii, că eu ați ani de zile, 14 ani de zile, cu ce ocazie să iei copil și cu aberațiile astea? Natalia îl întreabă despre pensia alimentară. El are dreptul să ceară o pensie alimentară de la mamă. Pentru că ea este mamă. Se dezice ea de copii sau nu, a să plătească. Pentru și să iei copilul de la dânsul, care este logică. Și cu... Cel mai bine el să se adreseze la un avocat care să facă tot asta. Dar de ce primarul ți-a zis că ți va lua copii? Iacă așa ce spus. Să mergi să discuți cu primărița, că este autoritate tutelară locală, care sunt motivul, de ce v-a zis că vă e copii, care sunt circumstanțele și toate aceste motive trebuie să dispară, pentru că copiii nu este bine ca copiii să ajungă în tutelă sau poate într-o îngrijire de stat. Tu vrei să crești acești copilași și fă tot posibilul ca motivele să dispară. Nu, eu nu sunt de acord să iei stat. Eu 14 ani de zile, că noi avem ce înspăcea. Dar zi-mi, te rog, cum te descurci financiar cu copiii? Tu îi poți asigura? Cum mă descurc? La școală i-am îmbrăcat, să duc regulat la școală, mâncare le fac eu, de spălat tot eu spăl, plec la lucru, le-am luat la bun început, nu era televizor, s-o ars, s-o stricat. Și m-am dus și le-am luat un televizor la copii, ei vin de la școală, mâncare este, eu fac mai mult și până în frigider. Totuși vrei să ceri o pensie alimentară de la Tatiana? Da, da, dacă el nu vrea să întoarcă înapoi acasă. Câți bani vrei să obții de la ea? Ori se întoarcă înapoi, ori dacă se întoarce înapoi acasă, nu vreau nică de la ea. Eu chiar stimez eroul nostru pentru faptul că, iată, necătând la cei ce s-a întâmplat, că el bănuiește cu siguranță, că iată, a fost cumva infidelă, că el totuși dorește ca soția să întoarcă. De ce nu s-a gândit el serios la pensie alimentară? El nici nu vrea să se gândească la pensie alimentară, pentru că el vrea ca soția lui să vină la el. Toată stima și cumva probabil că o iubește cu adevărat? Da, desigur că o iubesc cu adevărat. Cu privire la mămica copiilor, concubina ta, eu cred că această femeie are toate șansele să-și revină la o viață alături de copii. Eu nu pot să spun viața normală, eu nu știu, are acum viață normală, poate pentru ea este o viață normală acum. Dar eu cred că are toate șansele să vină, să fie alături de copilașii ei. Și aici este necesar ajutorul, inclusiv și al tău, ca să mergeți poate împreună, să discutați, poate să mergeți chiar și la un medic, la un psiholog. Eu am așa impresia că această femeie, această mamă, are șanse mari, inclusiv să vină și în familie și lângă copilașii ei. Acest tip de femei nu se mai corectează. Deci femeia care a ajuns în așa situație, deci este un sindrom care este greu de identificat. Este într-adevăr un tipaj de femeie foarte special, tip de femeie abandonist, deci ei abandonează viața de familie și nu mai percepe, nu este o valoare pentru dânsa și atunci ei încep să duce un mod de viață parazitar. Dumneavoastră sunteți tată și atâta timp cât copiii sunt în grijă, dumneavoastră aveți obligația legală chiar să-i întrețineți și dumneavoastră aveți și o sarcină, spunem așa,
de soartă, adică să omenească. Pur și simplu trebuie să duceți copiii ăștia până la capăt. Deci dumneavoastră să vă responsabilizați, să vă mobilizați, să vă îndreptați tot efortul anume pentru creșterea copiilor respectiv și faptul că dumneavoastră o doriți concubina înapoi, vedeți, vă rog frumos, numai sub linia roșie să nu treacă de violență, în primul rând, față de doamna respectivă și, cel mai important, față de copii. Întorcându-o pe mama acasă, nu este garanție că veți reveni într-un mod de viață calm, liniștit, prosper și așa mai departe. Dacă copiii sunt supuși riscului, fiind înapoi integrați cu mama, să fie martori acestor acte de violență, eu vă sfătuiesc mai bine să nu reveniți. Vine când vine, vrei să-i vadă, lasă să-i vadă acasă la dumneavoastră sau la soacră sau la școală, lasă să interacționeze cum vrea, dar pacea copiilor trebuie să rămână valoarea supremă în această situație. Încearcă o altă cale, încearcă să-i demonstrezi altfel că o iubești, cu calm, cu emoții pozitive și cu alte acțiuni. Încearcă. Pentru că ceva îmi spune că și Tatiana așteaptă dragoste. Uite, felul ei de cum s-a schimbat ea brusc, așa de obicei fac oamenii care se simt a nimănui. Ea nu s-a schimbat brusc, așa spune el, dar ea a spus că totul s-a schimbat, că totul a fost bine doar până în 2010, când a născut primul copil. De atunci nu a mai fost bine, ea așa a spus. Asta nu brusc s-a schimbat. La dânsa s-a acumulat până acum și iată într-un moment a buhnit și atâta. Ea nu a văzut dragoste din partea mamei ei și a familiei ei și cumva îi se pare că nici tu nu o iubești. Nu violență. Nu te-am apucat ca pe un sac și te-am băgat în căruță pentru că ești a mea și așa trebuie să fie, așa am decis eu. Nu. Încearcă să-i demonstrezi altfel că tu o iubești și o să vezi că femeia asta o să revină la tine și la copiii tăi. Tu ai șanse mari în situația când copiii vor fi stabiliți de instanța de judecată cu tine, chiar dacă voi aveți o înțelegere, chiar dacă voi ați fost la primărie și s-a constatat faptul că mama se dezice, practic, ea nu s-a dezis, dar nu are nimic împotrivă ca copiii să locuiască cu tine. Instanța de judecată urmează să se expună printr-o hotărâre de judecată privind încasarea pensii de întreținere. Și în situația când ea nu lucrează și nu are venituri stabile, atunci se stabilește o sumă fixă. Dumneavoastră puteți să o numiți. Care ați crede dumneavoastră că vă v-ar satisface ca să creșteți copiii? Măcar minim. Și dacă o să întâmpinați greutăți, fiindcă în ședința de judecată puteți să vă prezentați și singur. Dar cererea de chemare în judecată se întocmește conform codului de procedură civilă și o să aveți nevoie de un specialist. Eu cu drag pot să vă ajut să întocmiți această cerere. Dacă va fi nevoie, pot să vă însuțesc și în instanța de judecată. Și eu fac asta cu titlu gratuit. O fac doar în scopul să ajut acești copii, mi-e milă de ei, fiindcă ei sunt acum, știți cum, victime între mama și tata și eu sunt sigură că îi iubesc și pe unul și pe altul, dar trebuie cumva să le ușurăm viața. Dumneavoastră vă doresc puteri să aveți puteri să creșteți copiii. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături. Nu știu, este foarte bravă această femeie că și-a oferit serviciile ei gratuit, fiindcă noi știm toți că avocații, consultațiile ei necesită bani, așa, buni. Pentru mine, cel mai straniu a fost când ea a spus că totul a fost bine doar până în 2010, când a născut primul copil, dar după asta ea a continuat să nască copii. Adică la dânsa tot e rău, relația lor strică, ea continuă să nască. Aici, în general, totul este straniu. Îmi pare rău, foarte, foarte tare îmi pare rău de copii și sper că la dânsa totul să fie bine, să se normalizeze situația în familia lor. Eu îl înțeleg pe Anatol că este dureros, că el suferă, că ea a plecat, că el o iubește, dar cu deasâla tu n-a să impui omul să te iubească pe tine. De asta eu cred că este timpul să treci peste această situație, să te ocupi de copii și să te ocupi de tine. Să ai grijă de tine, să te dezvolți mai departe și să îngrijești copiii, să-i aduci și să-i iubești. Asta acum e sarcina primordială a voastră. Fiindcă foarte multă afecțiune din partea mamei nu am văzut față de copii. De aceea, măcar el să facă asta. Și asta a fost tot. Scrieți în comentarii opinia voastră despre toată această situație. Despre Anatol, despre Tatiana. Și asta a fost tot. Pa, pa!